Misiunea pasiune pentru adevăr. Jim Staley, criza de identitate. Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. Sunt mândru să fiu aici în această seară și sunt încântat de mesajul despre care vă voi vorbi în continuare. Câți dintre voi, trecând prin viață, puteți specifica un moment deosebit când viața voastră s-a schimbat? Vă amintiți exact ora, ziua, parfumul care plutea în aer, știți exact ce haine purtați, cu cine vorbeați, dar în același moment viața voastră s-a schimbat și puteți privi în urmă. Câți dintre voi ați trăit astfel de momente în viața voastră și vi le amintiți? Pot să vă sugerez că dacă nu ați auzit niciodată ceea ce urmează să vă spun, să vă dau de-a gata în această seară dacă nu ați auzit niciodată un mesaj despre criza de identitate. Acesta ar putea fi momentul decisiv care vă va schimba viața. Permiteți-mi să aduc această temă în fața dumneavoastră în seara aceasta. Acesta a fost momentul decisiv din viața mea. Acesta a fost momentul decisiv în care viața lui Jim Staley s-a schimbat. Când am început să aflu cine sunt, cât recunosc faptul că 77% din toți studenții de facultate care recunosc numele lui Mesia, 77% până la sfârșitul primului an de facultate îl neagă pe Mesia. Am vorbit cu directorul Campus Crusade for Christ din San Luis, care mi-a spus: Jim, este mult mai rău decât atât, 77%. Chiar așa este, 77% îl neagă pe Mesia până la sfârșitul primului an de facultate. Dar ceea ce este mai rău este că din cei 23% care rămân, 95% din cei care rămân creștini nu îți pot spune cu certitudine că dacă ar muri și-ar petrece viața de apoi cu Tatăl Ceresc. Oameni buni, rămân foarte puțini dintre tinerii noștri din generația viitoare pe care o numim generația X și generația Y, care nici măcar nu cunosc, nu numai pe Mesia lor, dar nici măcar ce spune Biblia lor despre propria lor salvare. Câți recunosc faptul că sarcina în adolescență este la un nivel extrem de înalt în biserică? Câți recunosc faptul că delictele comise de cei tineri care frecventează biserica sunt la un nivel ridicat? Câți recunosc faptul că din istoria ultimilor 50 de ani a bisericii, apropo, citez asta din grupul Barna, principala agenție creștină de sondaj din Statele Unite ale Americii, ca în ultimii 50 de ani, pentru prima dată în istoria creștinismului, mersul la biserică scade în mod îngrijorător. Oamenii părăsesc biserica, plecând în toate direcțiile. De ce se întâmplă acest lucru? Vi se pare normal faptul că în timp ce oamenii pleacă de la biserică în dreapta și în stânga, sistemul nostru guvernamental merge din ce în ce mai rău? Vede cineva o paralelă între aceste două probleme? Ceva este în neregulă. Așa că aș vrea să vă propun în mesajul din această seară să aflăm care este problema. Dar înainte de a începe, aș vrea să vă întreb dacă unii dintre dumneavoastră se simt așa. Atunci ridicați mâna. Acum uitați ce aș vrea să facă fiecare. Inspirați foarte adânc, apoi expirați. O să aveți nevoie de cât mai mult oxigen în acest sfârșit de săptămână, pentru că la sfârșit nu o să vă mai simțiți așa. Și o să vă simțiți așa. Nu numai că nu o să fiți capabili să citiți indicatoarele ca să știți precis în ce direcție să mergeți. Veți ști unde se îndreaptă semnele, dar nu veți fi capabili să le citiți. Iar scopul nostru nu este să vă facem mai confuzi, forțându-vă imaginația, dar primim constant e-mail-uri și sugestii după conferințele noastre ținute în întreaga țară, în care ni se spune că au prea multă informație. Deci râdeți acum pentru că unii dintre dumneavoastră nu ați fost încă la conferința noastră, dar așteptați până la sfârșitul weekendului când vă veți simți așa. Dar vă asigur că din acest punct începe totul. Cât recunosc faptul că singurul mod de a ști cum să ajungi din punctul A la punctul B este să citești harta. Cât sunteți destul de mari ca să știți ce este o hartă?
Pentru că în generația mea, noi nu am văzut niciuna, ok? În generația mea X, iar în generația Y, după mine, ei nici măcar nu știu ce este o hartă pe hârtie. Este GPS-ul, nu-i așa? Și hărțile îți vorbesc în ziua de azi. Îți vine să crezi asta? Nu o pot suporta. Ar trebui să o închid pentru că mereu îmi spune să merg în cercuri. Ia-o la stânga, întoarce, eu numai ce m-am întors. Așa că până la sfârșitul acestui weekend, vă încurajez să faceți următorul lucru. Uitați-vă bine la semne, pentru că ele sunt acolo pentru voi. Și dacă vă deschideți mintea în acest weekend și mai ales în timpul acestui mesaj, vă promit că Duhul Sfânt va începe să se miște în inima voastră și va începe să recalibreze mesajul de pe semnele de circulație. Și poate că veți observa că pe unul dintre ele poate să fie scris sens unic, în timp ce toată viața voastră ați crezut că trebuie să mergeți în direcția opusă. Bine? Vă rog să aveți răbdare cu mine cât timp parcurgem acest drum, pentru că unii dintre voi veți fi uimiți sau chiar șocați sau cum se referă unele comentarii pe care le-am primit copleșiți și aș vrea să fie clar de la bun început. Acesta nu este mesajul meu, ci vine direct din Sfânta Scriptură. Deci dacă veți fi de acord cu mine că majoritatea dintre voi sunteți aici pentru că vreți să vă cufundați mai adânc în Cuvântul lui Dumnezeu, atunci am ajuns să recunoaștem că suntem într-o criză. Suntem în criză. Și de aceea trebuie să aflăm de ce am ajuns în criză. Să descoperim ce ne-a făcut să intrăm în această criză și să găsim un mod de a ieși din ea. Așadar, acest mesaj este intitulat Criza de identitate. Cine sunt eu? Câți realizați că odată ce înțelegeți cine sunteți, pentru ce ați fost creați și care este adevăratul scop al vieții dumneavoastră, numai și numai atunci îl puteți servi cu adevărat pe Creatorul vostru. Vă dați seama că cea mai bine vândută carte din istoria lumii, în afară de Biblie, a fost Viața condusă de scopuri, cu 38 milioane de exemplare vândute? Aceasta este cea mai tristă statistică care a marcat vreodată creștinismul. Pentru că aceasta înseamnă că 38 de milioane de oameni nu știu ce scop au în viață, nu știu cine sunt și nu știu încotro se îndreaptă. Aceasta este criza pe care o înfruntăm. Deci, în ordinea lucrurilor, conform priorităților, mai întâi de toate, află cine ești. Apoi, când știi cine ești, află care este misiunea ta și abia apoi vei fi capabil să citești semnele. Aceasta este ordinea în care vom studia Scriptura în acest mesaj. Mai întâi, voi pune întrebarea, cine credeți că este Israelul? Înainte de orice altceva, 99% din oameni vor răspunde, evreii, atunci când pun această întrebare. Țara din Orientul Mijlociu, care este întotdeauna în conflict cu arabii, spun oamenii tot timpul. Iacob din Vechiul Testament spun cei care știu ceva despre Biblie și apoi numele lui a fost schimbat în Israel și biserica. Acestea sunt cele mai frecvente patru răspunsuri atunci când pun întrebarea cine este Israel astăzi. Și în final, al cincilea răspuns este creștinii în general. Vom parcurge toate acestea și vom afla exact ce spune Scriptura despre cine este Israelul și cred că răspunsul vă va surprinde. În primul rând, miturile obișnuite și mulți vor fi de acord, sunt următoarele. Evreii erau poporul ales în Vechiul Testament. Câți ați auzit asta până ați crescut mari? Cum am auzit și eu? Și chiar am fost învățați de unii pastori? Apropo, câți pastori și lideri din biserici sunt cu noi în sală? Ridicați mâna, vă rog. Vrem să vă onorăm în seara aceasta. Puteți să-i aplaudați pe liderii spirituali care sunt cu noi în sală? Amin. Îmi pare bine că sunteți aici, dar asta obișnuiam și eu să predau, că evreii sunt poporul ales și era într-un fel neplăcut pentru mine pentru că nu înțelegeam prea bine când spuneam oamenii aleși. Ce înseamnă asta și dacă mai sunt încă ei oameni aleși astăzi? Cum se potrivește asta și ce se întâmplă dacă ei nu cred în Isus? Dar poporul evreu este ales și nu voiam să ating acest subiect în biserică, nu-i așa? Noi dorim să evităm complet această discuție. Vom discuta despre acest subiect în seara aceasta. Tora și legea au fost date evreilor. Acesta este un alt mit înțeles absolut greșit, care schimbă radical modul în care pricepeți Biblia, datorită acestor mituri promovate de vrăjmași în ultimii 2000 de ani. Și numărul 3. Pesahul sau Paștele evreiesc, pe care îl ținea Iisus împreună cu celelalte sărbători biblice pe care discipolii le țineau, erau sărbători evreiești. Acesta ar fi primul lucru pe care mi l-ar spune oamenii când le-aș spune că îmi plac sărbătorile Domnului și că le țin de câțiva ani încoace, că au revoluționat viața familiei mele, că nici măcar nu știu cum am putut trăi fără ele. Sunt atât de incredibile, toate sunt despre Mesia. Și îi spun, ții sărbătorile astea? Sunt sărbători evreiești. Câți din voi ați auzit așa ceva?
Oh, sunt sărbători evreiești? Așa este? Ei bine, într-un sens este adevărat, iar în altul neadevărat. Vom afla în seara aceasta. Permiteți-mi să vă pun o întrebare. Aceasta este. Câte seminții erau la poalele muntelui Sinai atunci când poruncile au fost date? Toate cele 12 seminții. Următoarea întrebare logică care urmează să fie pusă este: câte din aceste seminții erau evreiești? Una singură. Un trib era evreiesc, ceea ce aduce întrebarea: unde erau celelalte? Pentru că dacă poruncile erau date întregului popor israelit, tuturor celor 12 seminții, atunci nu este posibil ca ele toate să fi fost evreiești sau este neonest. Evreii nu sunt proprietarii sărbătorilor sfinte. Ei erau o singură seminție și vom aprofunda aceasta pe măsură ce parcurgem scripturile. Și aici sunt toate triburile: Asher, Isahar, Simeon, Levi, Dan, Gad, Ruben, Zabulon, Neftali, Beniamin, Iuda și Iosif. Și vom insista pe ultimii doi pe măsură ce parcurgem Biblia dumneavoastră. Binecuvântarea primului născut a fost împărțită în două. Ascultați, acesta este în mod normal un mesaj de o oră și jumătate. Mi-a fost greu să condensez mesajul în 4 ore. Așa că vă rog să mă scuzați dacă vorbesc puțin cam repede. O să începem citirea Scripturii tocmai de la binecuvântări, unde Iacob urmează să-l binecuvânteze pe fiul său, să-i dea binecuvântarea primului născut. Normal, binecuvântarea primului născut a fost dată unei singure persoane, și anume primului născut. Și câți recunosc din Scriptură faptul că Jehova nu este interesat de decența primului născut? El are scopul și spiritul primului născut. El este interesat de cei care sunt primii născuți din punct de vedere spiritual. Așa că, în loc să indice spre o singură persoană, binecuvântarea primului născut s-a împărțit la doi pentru prima dată în istorie și de atunci încoace. Și a fost în felul următor. Înainte de toate, primul născut a primit regalitate, preeminență și binecuvântarea preotului. Acesta a fost Iuda, care era al patrulea născut. Apoi era dublul părții materiale, care în mod normal ajungea la aceeași persoană. Binecuvântarea regească și preeminența, cel care avea grijă de toată familia și toată partea dublă, astfel încât să poată avea grijă de toată familia. Deci, în mod normal, toate cele menționate erau destinate unei și aceleași persoane. Iar atunci când Iacov și-a pus mâinile pe cei doi fii ai săi, binecuvântarea primului născut a fost împărțită la doi. Iuda a primit binecuvântarea regească și binecuvântarea preoțească, iar binecuvântarea dublă material i-a fost dată lui Iosif. Aceasta a fost ceva profetic pentru ceea ce se va întâmpla mai târziu, atunci când regia Israelului va fi împărțită în două. Câți cred, așa cum spune Brad Scott de multe ori, că Dumnezeu este întotdeauna mai inteligent decât noi? Câți recunosc faptul că de la crearea lumii, El ne dă mesaje în continuu, că ceva urmează să se întâmple în viitor, întotdeauna? Numai dacă am avea ochi să vedem și urechi să auzim ce Duhul Sfânt ne vorbește, dacă am citit de fapt în partea din fața cărții, am fi capabil să înțelegem evenimentele profetice care se vor întâmpla la sfârșitul cărții și sper că veți vedea unele din aceste lucruri pe măsură ce le vom parcurge în această seară. Binecuvântarea continuă cu Efraim și Manase. Câți își amintesc de Iosif? Corect? Bunicul Iacov era pe cale să-l binecuvânteze pe Manase, primul născut al lui Iosif. Iosif era în Egipt în acel timp și Iacov locuia deja în Israel cu Iosif și urma să-i binecuvânteze pe nepoții săi și începe cu primul născut. Astfel, Iosef îl aduce pe Manase la el. Iacov refuză și Efraim este cel care va primi binecuvântarea care sună astfel. Geneza 48:19. Tatăl său n-a vrut, ci a zis: știu, fiule Iosif, știu, și el, vorbind despre Manase, va ajunge un popor și el va fi mare, dar fratele lui cel mic va fi mai mare decât el și sămânța lui va ajunge o ceată de neamuri. Și urmează să ne concentrăm asupra acestui termen, o ceată de neamuri, pentru că acesta va fi practic una dintre cele mai importante expresii pe care le putem întâlni în Biblie. Expresia o ceată de neamuri din citatul și semința lui va ajunge o ceată de neamuri este ebraicul melohagoim. Vă rog să repetați, melohagoim. E destul de bine. Aceasta înseamnă multitudine de neamuri gentile, necredincioase Dumnezeului Israelului sau păgâne. Și unele traduceri o spun întocmai. Acum gândiți-vă la aceasta un moment. Cuvântul gentil, în acest context păgân, înseamnă în afara legământului. Așa că dacă credeți că sunteți un creștin gentil, înseamnă că sunteți un creștin în afara legământului. Așa că eu nu m-aș lăuda cu aceasta, ok? Nu există așa ceva ca evreu. Și toată lumea să spună împreună cu mine, nu există așa ceva ca creștin păgân. Așa că nu vă mai numiți creștin în afara legământului.
legământului în primul rând. În al doilea rând, este incredibil dacă vă uitați la acest verset din povestire, pentru că Iacob, binecuvântându-l pe strănepotul său Efraim, a spus că el va fi o multitudine de neamuri păgâne sau în afara legământului. Unii dintre voi prezenți aici sunteți studenți ai Bibliei, unii dintre voi pastori și oameni ai bisericii. Deja citați versetul din Noul Testament pe care îl vom vedea un pic mai târziu. Multitudinea de neamuri păgâne, ceea ce el era prezis să devină, este de fapt o adunare de oameni în afara legământului. Asta spune versetul în realitate. Să mergem mai departe, de la Abraham până la Isaac și Iacob și până la Efraim. Efraim, care are acum binecuvântarea primului născut din casa lui Israel, urma să devină plenitudine de neamuri. Țineți minte asta! Ne vom întoarce la ea! Va fi ceva important pe măsură ce vom înainta de-a lungul acestui mesaj. Așa că iată cum au început. Câți au înțeles că israeliții au început în Canaan? Cât și-au dat seama de asta? Au început în Canaan și apoi ce s-a întâmplat? Unde au plecat? Au ajuns în Egipt. Și apoi unde au ajuns? Înapoi în Canaan. Gândiți profetic. Toată lumea să gândească profetic. Asta înseamnă că trebuie să priviți cu ochii și urechile atente în continuu la ceea ce găsiți în Biblie. Pentru că eu, crescând ca și creștin în congregația din zona mea, am fost învățat mereu că poate nimeni nu a spus-o exact, dar am învățat că Vechiul Testament, prin natura sa, este vechi, iar Noul Testament, chiar prin faptul că folosim această terminologie, este nou. Așa că de când eram doar un băiețel, întotdeauna când treceam pe la McDonald's, îmi plăceau lucrurile noi și rapide și sunt un american care vrea totul imediat, mi-am îndrădăcinat în minte ideea că Vechiul Testament nu are nicio valoare și pe măsură ce am început să citesc Biblia de la început, am început să descoper că fiecare povestire din Biblie este despre mine, Mesia, și despre momentul când El se întoarce. Eu trebuie doar să ascult cu atenție și să înțeleg. Astfel că povestea care a început în Canaan este aceeași ca și povestea din Grădina Edenului. Și apoi ce s-a întâmplat? Vrăjmașul a venit și a smuls de acolo și i-a înrobit și a adus într-o asemenea stare de degradare încât au apelat la Dumnezeul lor. Și într-un anumit punct în viitorul lor, ei au fost scoși din Egipt și aduși pe tărâmul promis din nou. Doamnelor și domnilor, am început în grădina Edenului, am început în țara promisă, în Canaan, vrăjmașul a venit și ne-a smuls de acolo și am stat în Egipt 6.000 de ani. Dar la un moment dat, foarte curând, cred, Mesia se va întoarce. Yeshua, același Yahoshua, care ne-a condus în țara promisă mulți ani în urmă, ne va conduce din nou în tărâmul promis. Puteți să spuneți amin pentru aceasta? Bine, totul este profetic. Pe măsură ce înaintăm cu acest mesaj, cred că veți fi capabili să vă dați seama de asta din ce în ce mai bine. Astfel, scena care a luat loc pe malul râului Iordan este una dintre cele mai incredibile profeții pe care nu am mai auzit-o până la momentul când am trăit-o personal în ultimii ani, când m-am pus în locul lor, nu am auzit pe nimeni să o proclame. Toți cei care vorbiți despre profeții în lumea întreagă nu o să vă vină să credeți ceea ce urmează să vă spun, pentru că cea mai importantă profeție care a fost făcută vreodată nu este cea despre momentul când se va întoarce Mesia. Aceasta este foarte cunoscută și toată lumea vrea să vorbească despre ea, ci despre lucruri care iau loc în prealabil și care determină că aceasta să se întâmple, așa cum se întâmplă în cazul unei căsătorii. Sunt unele lucruri care se întâmplă atunci când are loc acea cină de repetiție. Atunci știm că a doua zi va avea loc nunta și vom afla foarte curând, iată despre ce vorbesc. Deuteronom 28:15. Dar dacă nu vei asculta de glasul Domnului Dumnezeului tău, dacă nu vei păzi și nu vei împlini toate poruncile Lui și toate legile Lui pe care ți le dau astăzi, iată toate blestemele care vor veni peste tine și de care vei avea parte. Acum amintiți-vă că ei stăteau pe malul Iordanului, fiind gata să treacă râul în tărâmul promis. Ce îndemn minunat! Dumnezeu spune, apropo, dacă nu mă ascultați, o să muriți. Acum, cele bune! O să desfac apele încă o dată pentru voi. Dacă nu mă ascultați, urmează. Deuteronom 28:64. Domnul te va împrăștia printre toate neamurile, de la o margine a pământului până la cealaltă. Și acolo vei sluji altor dumnezei pe care nu i-ai cunoscut nici tu, nici părinții tăi, dumnezei de lemn și de piatră. El continuă. Deuteronom 29:1. Iată cuvintele legământului pe care a poruncit lui Moise Jehova să le încheie cu copiii lui Israel în țara Moabului, afară de legământul pe care îl încheiase cu ei la Horeb sau muntele Sinai. Așa că practic el le dă legile pe muntele Sinai. Aceasta este generația următoare, ok? Aceasta este generația X, originală, dacă doriți. Aceasta este noua generație. Părinții lor au văzut cum s-au întâmplat acele lucruri miraculoase și apoi Jehova spune, voi, noua generație, poate nu erați acolo, dar o să vă repet cuvintele legământului. Deasupra legământului pe care l-am făcut cu părinții voștri, vă voi da acest nou legământ. Dacă nu mă ascultați, voi permite să fiți luați în robie și vă voi împrăștia pe fața întregului pământ. Acum poate credeți că ei ascultă această chemare, dar nu este
este chiar așa. Versetul 14. Nu numai cu voi închei legământul acesta încheiat cu jurământ. Ascultați cu mare atenție, ci atât cu cei ce sunt aici printre noi de față în ziua aceasta înaintea lui Jehova, Dumnezeului nostru, cât și cu cei ce nu sunt aici printre noi în ziua aceasta. Ce înseamnă aceasta? Brad vorbea despre sângele care curge prin vene. Aceasta înseamnă că nu este doar pentru oamenii în viață care sunt fizic în această sală, ci pentru fiecare singură persoană care vine după voi în toate generațiile următoare, până când Mesia se va întoarce, lor le vorbesc. Vedeți, Jehova nu vorbește doar unui grup de oameni pentru că El este acolo sus, iar noi suntem ca o minge de ping-pong. Așa că atunci când vorbește, este pentru toți cei de pe Terra. El ne vorbește nouă tuturor generațiilor. El este în afara timpului. Amin. Să continuăm. Cine sunt acești oameni despre care vorbește El? Cei ai promisiunii? Copiii legământului? Și toți viitorii israeliți și oricine se va uni cu israeliții. Iată de ce este important acest legământ și încercăm să lămurim aceste lucruri. De câte ori ni s-a spus în viață, apropo, câți proprietari de afaceri, antreprenori, liberi profesioniști sunt aici cu noi? Ne ridicăm pălăriile în cinstea dumneavoastră. Câți v-ați dat seama că cel mai înspăimântător lucru din lume este să fiți controlați fiscal, corect? Câți păstrați chitanțe așa cum obișnuiam și eu să fac? Păstrați chitanțele uneori uitându-le prin buzunare și aruncați hainele la spălat. Și într-o bună zi, vin cei de la inspectoratul fiscal și vă cer chitanțele, iar voi spuneți, bineînțeles, dragă soție, unde sunt chitanțele? Nimănui nu-i place să aibă un audit de la fisc, dar fiecare firmă, mai ales corporațiile, au un audit în fiecare an. Unele companii au chiar câte un angajat pentru aceasta. De exemplu, m-am întâlnit cu unul chiar nu de mult pe nume Max și este inspectorul șef al Office Max din San Luis. Meseria sa este să asigure că totul este în ordine și că totul merge așa cum trebuie, iar dacă ceva trebuie schimbat, ei ar schimba acel lucru. Pot să vă pun o întrebare, când a fost ultima dată când noi ca creștini, ca oameni religioși de pe întregul pământ, când a fost ultima dată când oamenii religioși au revizuit crezurile? Când a fost ultima dată când confesiunea voastră, dacă sunteți într-o confesiune astăzi, când a fost ultima dată când ați primit o scrisoare de la liderul bisericii dumneavoastră, anunțându-vă că în următoarele 3 luni vom fi în proces de verificare a tot ceea ce facem și tot ceea ce credem cu scopul de a ne asigura că nu îl ofensăm pe Dumnezeul Preasfânt? Nu vi se pare ciudat că nu vrem să-i supărăm pe cei de la fisc, pe cei de la guvern, nu vrem să-i supărăm pe vecini, dar nici măcar nu ne gândim de 2 ori să nu-l supărăm pe Dumnezeul lui Abraham, Isaac și Iacov? Este vremea să ne facem un control, este vremea să ne uităm bine la ceea ce credem, să ne asigurăm că este perfect adevărat. Nu este nimic rău în a face asta, nu-i așa? Ok, atunci el vorbește cu toți viitorii israeliți, cu toți cei care sunt copii ai promisiunii. Acum să trecem mai departe la vremea regilor. Astfel, israeliții iau înapoi pământul din Canaan și vor un rege. Chiar trebuie să aibă un rege? Nu, în niciun caz. Au fost Saul, David și Solomon, 3 mari regi ai lui Israel, pe care toată lumea îi cunoaște, chiar și copiii. În timpul acestor 3 regi, toate cele 12 seminții erau conduse. Aceasta este foarte important de înțeles. Liderul unei biserici mi-a spus că câțiva ani în urmă, Jim, nu-mi vine să cred că nu am învățat asta la colegiul creștin. Să facem o scurtă prezentare a Bibliei în ansamblu. Toate cele 12 seminții erau conduse de cei 3 regi. Și cum se numeau toate cele 12 seminții luate împreună? Israel, până când Solomon l-a ruinat. Împărați 11:31. Și el a zis lui Ieroboam, slujitorul lui Solomon, ia-ți 10 bucăți, căci așa vorbește Jehova, Dumnezeul lui Israel. Iată, voi rupe împărăția din mâna lui Solomon și îți voi da 10 seminții. Acesta este primul indiciu al unor fapte profetice incredibile, care va face din nou legătura cu binecuvântarea care a fost împărțită în 2. Acesta este momentul. Câți vă amintiți că era o haină, o robă care a fost ruptă și împărțită în 10 bucăți? 12 în realitate, dintre care 10 au ajuns la slujitorul lui Solomon. Ar fi trebuit să ajungă la fiul său. Așadar, 10 seminții, acest lucru va fi important. De ce am părțit-o? 33. Și aceasta pentru că m-au părăsit și s-au închinat înaintea Astartei, zeița sidonienilor, și pentru că n-au umblat în căile mele ca să facă ce este drept înaintea mea și să păzească legile și poruncile mele, cum a făcut David, tatăl lui Solomon. Așa că uitați unde ajungem. Eu, când locuiam în casa părinților mei, câți ați avut un tată și ați trăit un astfel de moment când voi, ca feciori, ați aruncat o privire lipsită de respect spre tatăl vostru și el v-a spus, fiule, dacă vrei să locuiești în casa mea, vei juca după regulile
mele. Așa este și în relația noastră cu Jehova și El le spune, fiilor, dacă nu vreți să jucați după regulile mele, plecați din casa mea. Și a început să-i smulgă împărăția din mâna lui Solomon și a dat 10 triburi slujitorului sau Ieroboam, iar ceea ce avem aici este versetul acesta incredibil care spune, 33, și aceasta pentru că m-au părăsit și s-au închinat înaintea Astartei. Eu nu am știut niciodată cine sau ce era Astarteia. Nu am știut cât timp eram un creștin în congregația din zona mea unde și am crescut, dar am aflat despre aceasta când am studiat tot felul de nume ca Astarte la greci, Ashtoreth și Ishtar, care în engleză este pronunțat Easter și românii o sărbătoresc ca Paști. Poate va fi un șoc pentru voi să aflați asta, dar Ishtar este zeița fertilității cu sânii dezgoliți, soția lui Baal, regele soarelui. Asta ar trebui să vă schimbe întregul mod de a gândi când spuneți Paște fericit. Nu este chiar atât de amuzant din punctul lui de vedere, pentru că nici măcar nu știm ce spunem. Împărăția este împărțită așa că cele 10 seminții de la nord au fost numite casa lui Israel. Casa lui Iosif sau simplu Efraim, pentru că el a primit binecuvântarea Melohagoim, multitudine de neamuri. Astfel am ajuns într-un punct critic. Dacă până acum ați dormit în continuu, acesta este momentul când toți trebuie să vă treziți, pentru că începând din acest moment, totul urmează să se schimbe. Regatul din nord era numit Casa lui Israel, Casa lui Iosef sau Efraim. Două seminții care formau regatul din sud erau numite Casa lui Iuda, pentru că Iuda primise binecuvântarea primului născut. Deci era format în principal din Iuda și Beniamin, ok? Și deși erau seminții care trăiau de ambele părți a hotarului, majoritatea seminților din sud erau ale lui Beniamin și Iuda și se numeau Casa lui Iuda în sud și Casa lui Israel în nord. Așa că din cauza încălcării constante a legământului pe care îl făcuse cu Adam și apoi cu Noe, Avraam și în cele din urmă scrise de Moise, regatul de nord a fost luat prizonier de regele Asiriei în jurul anului 722 înaintea noastre. El i-a avertizat, acesta este momentul de la râul Iordan, când le-a spus, fiți atenți, dacă nu mă ascultați, voi permite să fiți împrăștiați printre popoarele lumii. Acesta este acel moment de început. Apoi casa lui Iuda a jucat de asemenea rolul prostituatei și au fost luați în captivitate în jurul lui 586 înaintea erei noastre, în Babilon, pentru 70 de ani. Și mulți oameni sunt familiarizați cu aceasta. Dar apoi, după 70 de ani, ce s-a întâmplat? Majoritatea celor din casa lui Iuda au început să se întoarcă și au început să reclădească Ierusalimul. Așadar, dezbinați ei decad. Când li s-a permis să se întoarcă, majoritatea din casa lui Iuda s-au întors din Babilon, dar casa lui Israel din nord nu s-au întors niciodată. Ei s-au amestecat cu celelalte popoare. Ei au fost luați prizonieri în Asiria și trimiși în cele patru colțuri ale lumii. De atunci, ceea ce ar însemna în cele patru colțuri ale lumii cunoscute astăzi. Aceștia nu s-au întors niciodată. Lăsați-mă să vă spun acest lucru, ceea ce ne va da răspunsul la prima întrebare. Cine sunt evrei de astăzi? Motivul pentru care există poporul evreu astăzi este pentru că popoarele din sud s-au întors. Dacă ei nu s-ar fi întors în captivitate, doamnelor și domnilor, dumneavoastră nu ați fi în sala aceasta astăzi. Vă dați seama de acest lucru? Nici măcar nu am avea o Biblie la care să ne uităm dacă ei s-ar fi întors. Așa că lăsați-mă să vă pun o întrebare. Unde sunt ceilalți? Seminția Asher, Naftali, Dan, toate celelalte seminții. Unde sunt ei? Ei nu există astăzi pentru că nu s-au mai întors niciodată. Câte seminții erau la poalele muntelui Sinai când au fost date poruncile? 12. Dar astăzi este numai casa lui Iuda. De aceea Israelul este legat de poporul evreu. Și pentru că noi, și aceasta este o realitate, noi nu am fost învățați să citim prima parte a cărții. Și presupunem că Biblia a fost scrisă pentru evrei și că Noul Testament a fost scris pentru creștini. Aceasta este doar presupunerea noastră. Însă aceasta nu este ceea ce spune Biblia. Biblia spune că a fost scrisă pentru întregul Israel, numai că 10 popoare nu s-au întors. Așa că, cele 10 seminții au fost luate în captivitate și împrăștiate în Asiria și de-a lungul timpului au fost asimilate printre celelalte popoare și au devenit exact ceea ce spunea profeția lui Efraim, Melohagoim, o multitudine de neamuri. Ei au devenit ca și păgânii sau păgâni. Este un șoc. Pe măsură ce vom avansa prin Noul Testament, veți vedea asta. Același discurs, două capitole mai departe. Deuteronomul 30, 1-6. Când se vor întâmpla toate aceste lucruri, binecuvântarea și blestemul pe care le pun înaintea ta, dacă le vei pune la inimă în mijlocul tuturor neamurilor între care te va risipi
întâmpi Domnul Dumnezeul tău. 2. Dacă te vei întoarce la Domnul Dumnezeul tău și dacă vei asculta de glasul Lui din toată inima ta și din tot sufletul tău, tu și copiii tăi, potrivit cu tot ce îți poruncesc azi. 3. Atunci Jehova, Dumnezeul tău, va aduce înapoi robii tăi și va avea milă de tine. Te va strânge iarăși din mijlocul tuturor popoarelor la care te va împrăștia Domnul Dumnezeul tău. Acum, ceea ce este interesant este că nu puteți spune că asta este în Egipt. Ceea ce a fost în Egipt a fost deja în trecut. Nu vi se pare foarte similar? Aș fi putut să pariez, dacă nu știam bine subiectul, că vorbește despre faptul că ei vor merge în Egipt și se vor întoarce înapoi. Dar Egiptul deja se întâmplase. La acest moment erau deja la râul Iordan. El vorbește despre timpul care va veni când vor fi luați în captivitate și vor fi împrăștiați în întreaga lume. Dar dacă ei se vor întoarce și aceasta este profeția care voiam să vă prezint în seara aceasta și dacă se vor întoarce, apropo, aceasta este chiar înaintea întoarcerii lui Mesia în context. Dacă ei se vor întoarce la legământul făcut, dacă acești israeliți necunoscuți, păgâni, se vor întoarce la legământ, atunci și numai atunci va avea milă de voi. Câți vă amintiți că în 2 Cronici 7:14 spune: dacă poporul meu, peste care este chemat numele meu, se va smeri, se va ruga și va căuta fața mea și se va abate de la căile lui rele. Și care este partea următoare? Atunci îl voi asculta din ceruri, îi voi ierta păcatul și îi voi tămădui țara. Câți dintre voi își dau seama că el vorbește despre un singur grup de oameni în acel verset, în acel capitol? Este chiar aici, regatul de nord al Israelului, casa lui Israel, casa lui Iosef sau simplu Efraim, care s-a îndepărtat de Dumnezeul lor și el spune: dacă poporul meu, acei care făceau parte din regatul din nord al Israelului, despre care nimeni nu știe cine sunt. Nu este ciudat? O profeție despre niște oameni pe care nu-i cunoaștem deloc cine sunt. Deuteronomul 30:4 continuă: chiar dacă ai fi risipit până la cealaltă margine a cerului, chiar și de acolo te va strânge Domnul Dumnezeul tău și acolo se va duce să te caute. 5. Domnul Dumnezeul tău te va aduce în țara pe care o stăpâneau părinții tăi și o vei stăpâni. Îți va face bine și te va mai mult decât pe părinții tăi. 6. Domnul Dumnezeul tău îți va tăia împrejur inima ta și inima seminței tale și vei iubi pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta și din tot sufletul tău ca să trăiești. Recunoașteți? Acesta este mileniul despre care vorbește. Chiar înainte de întoarcerea lui Mesia este prorocit și ne vom întoarce la legământ. Atunci și numai atunci ne va lua înapoi pe pământul promis, pentru că mireasa lui va fi nepătată și pură. El nu ia o mireasă pătată înapoi în camerele sale. El trebuie să ne curețe mai întâi. De aceea ei au petrecut 40 de ani în deșert, doamnelor și domnilor. Nu au intrat direct pe pământul făgăduit. Chiar și după ce au lăsat Egiptul, încă mai avea o parte a Egiptului în ei înșiși. A venit vremea ca Tatăl să ne explice la toți că încă mai avem Egiptul în ființa noastră și e vremea să-l dăm afară. Așa că lăsați-mă să vă întreb, acest lucru s-a întâmplat deja? Oare poporul din nordul Israelului, multitudinea de neamuri, milioane și milioane de oameni, i-a adus el înapoi pe tărâmul promis până acum? Aceasta încă nu s-a întâmplat. Nu s-a întâmplat. Deci trebuie să fie un eveniment viitor. Sunt pierduți prin lume. În timpul Noului Testament, majoritatea din regatul de nord încă mai știau din ce seminție făceau parte și trăiau în multitudini nenumărate pe cealaltă parte a râului Eufrat, conform afirmațiilor lui Iosefus, un istoric evreu din secolul I. Ei știau cine sunt pentru că au existat pe pământul promis. În timpul Noului Testament, când Yeshua umbla și predica, era tribul lui Iuda sau casa lui Iuda, evreii la acel timp care păstrau legământul pe de o parte și pe de altă parte erau toți cei în afara legământului, israeliții din nord care nu aveau voie să facă parte din legământ și o să vă explic imediat de ce. Dar ei trăiau toți în multitudini nenumărate și, deși au fost împrăștiați și milioane încă mai trăiesc acolo în afara tărâmului promis, însă, în ultimii 2000 de ani, ei și-au pierdut complet identitatea ca și casa a lui Israel, îndeplinind în întregime profeția aceasta. Pierduți printre celelalte popoare. Cine este acesta? Cine este? Este o imagine măreață. Un păstor minunat împreună cu oile sale. Acesta este Mesia, doamnelor și domnilor. Ceea ce nu vedem în plan spiritual este că el își caută oile pierdute. Asta este tot ce face în fiecare zi. Încearcă să-și adune oile pierdute și să le aducă acasă, ceea ce aduce întrebarea: cine sunt oile? Câți recunosc această imagine? Dacă ați auzit vreodată de seriile mele, Marele Audit al Bisericii, ei sunt pe cale de a scoate un nou produs denumit definirea termenilor biblici, căci noi, dacă nu suntem în stare să explicăm cuvintele din Sfânta Scriptură, așa cum au fost scrise, le vom redefini și interpreta greșit. Pavel s-ar întoarce în mormânt dacă ar auzi unele definiții pe care le-am dat cuvintelor sale. Trebuie să înțelegem Biblia așa cum a fost scrisă. Câți admit faptul că erau două lucruri care nu existau în secolul I? Biserica din secolul I, așa cum este astăzi, biserica creștină în felul ei modern și Noul Testament nu existau.
Asta înseamnă că atunci când Pavel spunea în 2 Timotei 3, 16, 17, toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune în neprihănire, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. Aceste cuvinte, toată Scriptura nu înseamnă Noul Testament. Eu cred în Noul Testament, dar Pavel aici nu vorbea despre acesta, ci la ce se referea. El se referea la Tanah sau Vechiul Testament, la ceea ce el numea Scripturile ebraice sau simplu Scripturile. Valoarea pe care ei au atribuit-o Vechiului Testament, ceea ce noi numim Vechiul Testament, ca fiind inestimabilă. Este singurul cuvânt al lui Dumnezeu care exista. Așa că dacă vom defini orice cuvinte biblice, renunțați la Noul Testament ca dicționar explicativ al termenilor biblici pentru un moment și definiți acestea conform dicționarului care exista la vremea respectivă, și anume Scriptura ebraică pe care ei au avut-o în posesia lor. Astfel vom afla ce înseamnă cuvântul oile, consultând dicționarul lor, Vechiul Testament. Și iată ce spune. De fapt, mai întâi vom vorbi de alte câteva versete din Testamentul Nou și apoi ne vom întoarce la cel vechi să le definim. Cine sunt oile? Ioan 10:3 spune: portarul îi deschide și oile aud glasul lui. El își cheamă oile pe nume și le scoate afară din staul. Toți ați auzit acest verset, dar ascultați, în versetul 4 el spune: Ioan 10:4, după ce și-a scos toate oile, merge înaintea lor și oile merg după el pentru că îi cunosc glasul. Toți am auzit aceste versete și câteva rânduri mai departe. Ioan 10:7, Iisus le-a mai zis: adevărat, adevărat vă spun că eu sunt ușa oilor. Așa că dacă este adevărat, trebuie să știm cine sunt oile, pentru că el este ușa lor. Ne întoarcem la Ieremia, capitolul 50, versetul 17. Cei din casa lui Israel sunt. Ieremia 50:17 spune: Israel este o oaie rătăcită pe care au gonit-o leii. Mica 2:12. Te voi strânge în întregime, Iacove. Voi strânge rămășița lui Israel, îi voi aduna ca pe niște oi dintr-un staul, ca pe o turmă în pășunea ei, așa că va fi o mare zarvă de oameni. Este ok dacă citim mai mult din Scripturi? Mie nu-mi plac comentariile mele. Îmi place doar să citesc Scriptura. Este cu adevărat foarte bună și se explică de la sine. Deci pierduți, dar nu pentru totdeauna. Ezechiel 11:16. De aceea spune despre ei: așa vorbește Domnul Dumnezeu. Dacă îi ții depărtați printre neamuri păgâne, dacă i-am risipit în felurite țări, totuși le-am fost un templu pentru câtăva vreme în țara în care au venit. Nu asta s-a întâmplat atunci când le-a grăit astfel. El spune: i-am dus departe printre celelalte popoare în afara legământului, dar o să-i aduc acasă. Oile împrăștiate. Cum își cercetează un păstor turma când este în mijlocul oilor sale împrăștiate, așa îmi voi cerceta eu oile și le voi strânge din toate locurile pe unde au fost risipite în ziua plină de nor și negură. Cine a spus asta? Apropo, cine a făcut această afirmație? Nu am pus referința aici pentru că am vrut ca voi să rețineți acest lucru. Pastorul spune: eu voi avea grijă de oile mele. Dar acesta nu era Mesia. Acesta era tatăl său din Ezechiel, capitolul 34:12, când a făcut această afirmație. Deci când Mesia apare în scenă 1000 de ani mai târziu, ce se întâmplă? El spune același lucru. Vedeți, atunci când am început să citesc prima parte a cărții Bibliei, mi-am spus: ia stai puțin, acesta este Vechiul Testament ascuns. Și am început să citesc ultima parte a cărții și mi-am spus: un moment, acesta este doar Vechiul Testament, revelat sau dezvăluit. Am început să înțeleg, am nevoie doar să citesc prima parte a cărții ca să aflu definițiile pentru a-L înțelege pe Iisus când a spus: am venit să-mi adun oile rătăcite, ca să fiu capabil să înțeleg despre ce vorbește. Deci, cine este Marele Păstor? Știm că este Mesia, așa că acum, pe măsură ce avansăm și descoperim toate aceste lucruri despre care vorbește Biblia noastră, să aflăm care sunt caracteristicile menționate de Scriptura ebraică ale casei lui Iuda. Este ceva extraordinar. Am parcurs toate Scripturile despre casa lui Iuda și acestea sunt caracteristicile fratelui nostru din Sud. 1. Au legea lui Dumnezeu, Geneza 49:10. 2. Ei îl vor respinge pe Mesia. 3. Ei nu și-au pierdut identitatea pentru că s-au întors din captivitate. 4. Ei sunt numiți cei care sunt aproape, Daniel 9:7. Acestea sunt câteva caracteristici ale casei lui Efraim. Și aici, unde am început să fiu fascinat și am zis: este incredibil, tabloul începe să prindă contur. Casa lui Israel sunt din cele 10 seminții din nord. Au fost împrăștiați printre celelalte națiuni după ce au fost luați în captivitate. Trăiesc printre celelalte neamuri în afara legământului, Osea 8:8. Au uitat numele Dumnezeului lor, Ieremia 23:27.
Și acum fac o pauză. Puteți să căutați singur în Ieremia, capitolul 23, versetul 27. Spune exact că în regatul din nordul Israelului, păstorii lor îi vor învăța un alt nume de Dumnezeu. Spunem, binecuvântat fie numele lui Dumnezeu, și peste 80% dintre cei care cântă acel cântec nu pot să ne spună numele Dumnezeului lor. Sunt aici pentru a spune că numele lui este Jehova. Ne întoarcem ca să înțelegem că există un nume pentru a-L numi pe Domnul nostru. Există un nume, dar noi l-am uitat. Ei sunt roditori, Geneza 49:22. Ei nu știu, nu înțeleg legea lui Dumnezeu și nu o respectă. Știam că nu mă veți crede, de aceea am dat citatul. Hosea 8:10, vorbind despre regatul de nord. Chiar dacă ei dau daruri neamurilor, tot îi voi apăsa ca să înceteze pentru puțină vreme să mai ungă vreun împărat și domn. 11. Căci Efraim a zidit multe altare ca să păcătuiască și altarele acestea l-au făcut să cadă în păcat. 12. Chiar dacă îi scriu toate poruncile legii mele, totuși ele sunt privite ca ceva străin. Nu știu despre voi, dar mie, când începe să-mi vorbească cineva despre Tora, aș spune că este legalism și sclavie. Deci am aflat că în ebraică înseamnă instrucțiuni, așa că suntem într-un mare impas. Toți avem instrucțiuni. Dacă aveți instrucțiuni pentru copiii voștri, atunci, cu alte cuvinte, aveți o Tora a familiei voastre. Aveți Tora casei voastre. Avem multe Tore în casa noastră. Fiecare are Tora, probabil că și soția voastră are o Tora pentru voi. Vă asigur că mult ca precis nu este scrisă pe hârtie, dar o știți, nu-i așa, domnilor? Ei sunt numiți, nu sunt poporul meu. Mi se pare incredibil. Ei sunt numiți, nu sunt poporul meu, fii ai Domnului. Osea 2:23, cei care sunt departe. Isaia 57:19 și oile pierdute. Ieremia 50:6. Astfel este numit regatul din nord. Dacă nu știm aceasta, atunci când ajungem la Noul Testament, nu vom înțelege două treimi din el, pentru că toate definițiile și frazele sunt trecute în Noul Testament. Vă vine să credeți că Jehova este atât de inteligent că a ales cel mai inteligent om în afară de Mesia Iosua să meargă la acești oameni? Și numele acestuia era Rabinul Shaul, cunoscut ca și Pavel, care era subordonat lui Gamaliel, și singurul mod de a fi ucenicul lui Gamaliel era să știe Tanahul sau Vechiul Testament pe de rost, cuvânt după cuvânt. Așa că nu ar trebui să vă surprindă că Dumnezeu a hotărât să-l aleagă pe omul care știa Scripturile, astfel încât să poată comenta Scripturile cu precizie și să meargă la cei din afara legământului și să-i aducă acasă. Nu este o surpriză. Majoritatea lor, când se vor aduna, vor veni din vest. Osea 13:15. Și aceasta m-a șocat. Așa este scris. Puteți să verificați singuri în Osea, capitolul 13, versetul 15, ei vor veni din vest. Așadar, putem să găsim cele 12 seminții în Noul Testament, pentru că ce vedem de obicei sunt păgânii, neamurile ce sunt în afara legământului, și vedem evrei. Dar unde sunt cele 12 seminții? Aici sunt, iată-le, în 1 Petru 1:1. Probabil ați citit acest pasaj de un milion de ori, dar niciodată în felul acesta. 1 Petru 1:1 spune: Petru, apostol al lui Iisus Hristos, Mesia Iosua, către aleșii care trăiesc ca străini împrăștiați prin Pont, Galatia, Capadocia, Asia și Bitinia, doi după știința mai dinaintea lui Dumnezeu Tatăl. Ați auzit ce a spus Petru? Cuvântul străin în ebraică este goim. Către străini împrăștiați prin Pont, și spune către aleșii. Aș dori să accentuez două lucruri. Cuvântul Galatia. Cunoaștem după cartea Galateni din Biblie, precum că era dedicată cui? Celor împrăștiați, regatului de nord. Erau mulți israeliți din regatul din nord care s-au stabilit în Galatia. Aceasta este realitatea. Ei nu pot fi considerați păgâni pentru că Petru ne spune chiar aici că aceștia erau împrăștiați, și știm că acest cuvânt împrăștiați sau dispersați vine direct din regatul din nord. Al doilea lucru pe care vreau să-l menționez este acesta. Multe cărți au fost scrise despre predestinare. Eu vă voi rezolva această problemă în exact 10 secunde. Dumnezeu a avut milă de oamenii săi și a ales. Ei s-au îndepărtat de cuvântul său, de poruncile sale, atunci el i-a împrăștiat printre celelalte popoare și i-a predestinat să se întoarcă în țara lor. Gata, aceasta este versiunea de 10 secunde. Calvin ar fi mândru, nu?
sau poate s-ar întoarce în mormânt. Una din două. Iacov 1:1 spune, el spune chiar în primul verset al acestei cărți, Iacov, roba lui Dumnezeu și al Domnului Iisus Hristos către cele 12 seminții care sunt împrăștiate și sănătate. Dacă nu înțelegem conceptul celor 12 seminții sau triburi, simplu neglijăm sau sărim peste acest verset. V-ați gândit vreodată de ce popoarele păgâne care îi urau pe evrei accepta cu brațele deschise un Mesia evreu? Vedeți, Jim Staley este un tip ciudat. Îmi amintesc în școală când colegii mei erau supărați pentru că eu eram cel din spatele clasei care spunea de fiecare dată, mai am o întrebare. Ei voiau doar să se termine ora mai repede. Eu voiam să știu răspunsul. Este cineva care are întrebări la fel ca mine prin sală? Și nu dormiți noaptea până nu găsiți răspunsul, nu-i așa? Nu am înțeles niciodată de ce toate aceste popoare păgâne care îi urau pe evrei de la bun început, însă imediat cum apare acest rabin în fața lor, Pavel, și spune, apropo, dacă vreți să fiți salvați cu toții, avem acest rabin evreu în stradă. Dacă îl acceptați, dați în genunchi, îl primiți în inimile voastre, fiecare va fi salvat. Nu știu dacă așa s-a întâmplat, dar asta facem azi, nu-i așa? Văd mâna aceea. Nu mă faceți să uit despre ce vorbeam. Dar vedeți, el nu intră și nu vi se pare ciudat că toți acești străini care erau acolo, posibil păgâni cu miile, în Efes, 100.000 din acele neamuri păgâne și-au predat viețile lui Mesia. Are sens pentru dumneavoastră? Ei nici nu îi plăceau pe evrei. Mai mult ca atât, cum puteau să creadă că sunt salvați? Ei deja aveau destui zei cărora se închinau. Iar instantaneu salută acest mesaj a Evangheliei sau poate veștile bune erau puțin altfel decât credeam noi. Vom afla. Pentru că ei nu erau popoare păgâne. Vedeți, sunt două tipuri de neamuri în afara legământului menționați în scripturile noastre. Priviți cu atenție. Primul tip este de păgâni în afara legământului, iar al doilea tip este de israeliți în afara legământului, acei despre care s-a profețit că vor merge printre celelalte popoare, își vor deveni multitudinea de neamuri, vor merge printre păgâni, își vor pierde identitatea și el îi va aduna la sfârșitul timpului. Amos 9:9 spune, căci iată voi porunci și voi vântura casa lui Israel între toate neamurile. Aceasta înseamnă că erau printre celelalte popoare. Israeliți greci? În Noul Testament, Ioan, capitolul 7, nu am citit niciodată acest pasaj în sensul lui original, așa cum Eșua l-a exprimat, versetul 33. Iisus a zis, mai sunt cu voi puțină vreme și apoi mă duc la cel ce m-a trimis. 34. Voi mă veți căuta și nu mă veți găsi și unde voi fi eu, voi nu puteți veni. Și răspunsul către discipol vă va uimi, pentru că ei știau ceva ce noi nu știm și pentru că noi nici nu înțelegem că nu recunoaștem puterea sa când spune acest lucru. Se spune chiar aici. Este răspunsul lor. Ioan 7:35. Iudeii au zis între ei, unde are de gând să se ducă omul acesta ca să nu-l putem găsi? Doar nu avea de gând să se ducă la cei împrăștiați printre greci, chiar aici, și să învețe pe greci. Nu spune nimic despre a merge direct la popoarele păgâne. Spune, nu va merge la casa lui Israel care locuia între greci, la acei împrăștiați printre ei? Cu siguranță nu ar face asta. Ei sunt necurați. Cornelius. Majoritatea oamenilor cărora le propovăduia Pavel erau cele 10 triburi din nord din casa lui Israel, israeliții aflați în afara legământului. Găsim toate acestea în scripturi, noi doar trebuie să privim cu atenție pentru a le vedea. Când le vedeți, vă dați seama că au fost acolo tot timpul. Pavel spune în Romanii 9:24, astfel, el ne-a chemat nu numai dintre iudei, ci și dintre neamuri. 25, după cum zice în Osea, voi numi popor al meu pe cel ce nu era poporul meu și prea iubită pe cea care nu era prea iubită. 26, și acolo unde li se zicea, voi nu sunteți poporul meu, vor fi numiți fii ai Dumnezeului celui viu. Citat din Osea 1:10. Oricând Pavel citează un verset, câți recunosc faptul că nu o putem scoate din context și cel mai mare rabin care a existat vreodată după Eșua, în umila mea opinie, a fost apostolul Pavel. El cu siguranță nu l-ar scoate din context. El nu prezintă idei personale cu versete în afara contextului. El știe că Osea capitolul 1 este despre regatul din nord care au decăzut și apoi au fost izgoniți prin celelalte neamuri păgâne și că din locurile fără de legământ unde i-a izgonit, îi va chema înapoi ca pe copiii Dumnezeului celui viu. Romanii capitolul 2:14. Când neamurile, măcar că n-au lege, fac din fire lucrurile legii, prin aceasta ei care n-au o lege își sunt singuri lege. 15 și ei dovedesc că lucrarea Torei este scrisă în inimile lor. Acesta este un învățat al Torei. Acesta nu este un creștin. Sper că aceasta nu vă ofensează, doamnelor și domnilor. El era un învățat mesianic al Torei. Oamenii spun că era creștin. Bun venit la acel titlu, dar în realitate, el a fost o persoană care a înțeles prima parte a cărții. El știa misiunea lui Mesia a lui.
Ieremia 31:33, unul dintre cele mai cunoscute versete spune: și iată legământul pe care îl voi face cu casa lui Israel după zilele acelea. Cu cine? Cu casa lui Israel, zice Iehova. Voi spune legea mea înăuntru lor, o voi scrie în inima lor. Căutați în ebraică, doamnelor și domnilor, să vedeți ce cuvânt este folosit acolo pentru lege. Veți fi șocați, este chiar Tora pe care o sădește în mințile noastre și o scrie în inimile noastre. Și eu voi fi Dumnezeul lor, iar ei vor fi poporul meu. Care este obiectul direct al întregii propoziții? Este legea sa. Pentru că, așa cum spunea și Bill, dacă nu ai ceva pe care să te sprijini, vei cădea. Ce este acesta? Acesta este un măslin. Dacă nu ați văzut niciodată unul, cel la care vă uitați este un măslin și încă unul frumos, bătrân de câteva mii de ani. Referitor la imaginea cu măslinul, ce simbolizează măslinul? Romanii, capitolul 11, se referă la măslin. Ieremia, capitolul 11-16, vorbind despre poporul său Israel, ca întreg, toate cele 12 seminții. Măslin verde, gras și cu roade frumoase și plăcute. Este numele pe care ți-l dăduse Dumnezeu, dar cu vuietul unei mari trosnituri îl arde cu foc și ramurile lui sunt sfărâmate. Și ghiciți în câte bucăți sunt rupte? În două bucăți. Să continuăm. Ne vom întoarce la aceasta mai târziu. Așa că acum în stânga avem un măslin cultivat, iar în dreapta arată ca un mohac. Putem să spunem că acesta este un măslin sălbatic? Doi măslini, unul îngrijit, iar celălalt sălbatic. În zilele din urmă, ele vor deveni unul, vor fi altoiți într-unul. În Romanii 11:24, toată lumea știe versetul acesta, dacă voi cunoașteți Biblia. Fiindcă dacă tu, care ai fost tăiat dintr-un măslin, care din fire era sălbatic, ai fost altoit împotriva firii tale într-un măslin bun, cu cât mai mult vor fi altoiți ei care sunt ramuri firești în măslinul lor. În final, avem un măslin sălbatic și un măslin cultivat. Este imposibil ca aceștia să fie popoare păgâne, pentru că nu poți fi în același timp un popor păgân și un măslin de orice fel, pentru că Biblia definește măslinul ca fiind Israel și dacă acesta este cazul, atunci măslinul sălbatic, care este citat din Tanakh, Vechiul Testament, drept regatul din Nord, va deveni sălbatic. Așa este scris. Atunci, acestea nu sunt popoare păgâne, cele pe care le aduce Pavel. Aceștia sunt israeliți împrăștiați, oile pierdute pe care le caută Mesia. Ne întoarcem la Romanii, capitolul 11:25. Fraților, pentru ca să nu vă socotiți singuri înțelepți, nu vreau să nu știți taina aceasta. O parte din Israel, vorbind despre Israelul local, despre casa lui Iuda, a căzut într-o împietrire care va ține până va intra numărul deplin al neamurilor. V-am spus că mă voi întoarce la acest verset. Credeți că Pavel doar a inventat aceasta, inspirat ca un geniu? El citează din Tanakh. Binecuvântarea pe care a primit-o Efraim, multitudinea de neamuri, despre aceasta vorbea regatul din nord, se va întoarce acasă înainte de a merge acasă. Despre aceasta vorbește. Continuăm. 26. Și atunci tot Israelul va fi salvat, după cum este scris în Isaia 59:20. Zbăvitorul va veni din Sion și va îndepărta toate nelegiuirile de la Iacov, casa lui Israel. Câți dintre voi ca și mine ați crezut că la un moment dat că toți acei oameni evrei vor înțelege și vor fi salvați? Pentru că noi înțelegem prin Israel poporul evreu, însă realitatea este că, în final, tot Israelul, toate cele 12 seminții se vor întoarce. Despre aceasta vorbește el. Atunci când multitudinea de neamuri se întoarce acasă, tot Israelul va fi salvat. Zbăvitorul va veni din Sion și va îndepărta toate nelegiuirile de la Iacov. Chiar aici știm că vorbește despre casa lui Israel, pentru că așa erau numiți. 27. Acesta va fi legământul pe care îl voi face cu ei când le voi șterge păcatele. Ce înseamnă cuvântul păcat? Cât știu ce înseamnă cuvântul păcat? 1 Ioan, capitolul 3, versetul 4 spune: oricine face păcat, face și fără de lege. Și păcatul este fără de lege. Păcatul este încălcarea legii. Avem o problemă dacă încălcăm legea. Și fiecare face ceea ce îi se pare lui că este bine. Și toți facem la fel. Pace celor care sunt departe. Efeseni 2:11-24. De aceea, voi care altădată erați neamuri din naștere sau din neamuri păgâne,
Numiți netăiați împrejur de către aceia care se cheamă tăiați împrejur și care sunt tăiați împrejur în trup de mâna omului. 12. Aduceți-vă aminte că în vremea aceea erați fără Hristos, fără drept de cetățenie în Israel, străini de legămintele făgăduinței, fără nădejde și fără Dumnezeu în lume. Priviți aceasta. 13. Dar acum în Mesia Ioșua, voi care odinioară erați depărtați, ați fost apropiați prin sângele lui Hristos sau prin moartea lui Mesia ca jertfă. 14. Căci El este pacea noastră care din doi a făcut unul. Despre ce vorbește oare? Un om reînnoit. Fiecare încearcă să înțeleagă în cărți de teologie de mii de ani cine este omul cel nou. Greșelile pe care le facem noi în societățile noastre teologice provenite din seminarii este că noi nu citim prima parte a cărții. Și eu sunt unul dintre aceștia. Când face din două una, cele două case ale lui Israel, este clar despre ce vorbește și a surpat zidul de la mijloc care îi despărțea. Acum fiți atenți la acesta, unul dintre versetele cel mai greșit interpretate din Scripturi. Mâine mă voi referi la cele 10 versete principale care sunt interpretate greșit. 15. Și în trupul lui a înlăturat vrășmășia dintre ei și orânduirile poruncilor conținute în lege, ca să facă pe cei doi să fie în el însuși un singur om nou, o apariție a naturii divine, făcând astfel pace. Veți spune, Jim, aici se spune că el a dat deoparte toate poruncile? Sunteți siguri că despre asta vorbește? Sau vi s-a spus că despre asta vorbește pentru că ați crescut în crezul că legea Domnului este de domeniul trecutului? Vă amintiți când v-am spus că dacă părăsim legea, părăsim definiția păcatului? Și cum Dumnezeul Preasfânt poate să arunce pe cineva în iazul de foc în ziua judecății pentru încălcarea ceva ce nici nu există? Nu este drept deloc. Privind foarte atent la sensul din aramaică, am descoperit ceva uimitor în traducerea acestui verset, pentru că el vine să ne elibereze de toate acele amenzi. El vine să ne elibereze de sub povara păcatului, de orânduirile care au fost scrise împotriva noastră. Atunci când păcătuiești, există o carte a faptelor, spune Biblia, care colectează toate acele amenzi până în ziua judecății. Poate unii dintre voi ați primit amenzi rutiere pe drum încoace. Acele amenzi au fost ținute pe cruce și nu mai există. Blestemul este ceea ce El a înlăturat. Amin. El a devenit cel blestemat în locul nostru. 16. Și am păcat pe cei doi cu Dumnezeu într-un singur trup prin cruce, prin care a nimicit vrășmășia sau ura. Evreii din regatul din sud îi urau pe cei din regatul din nord pentru că ei erau în afara legământului. Ei nu puteau să vină și să fie parte din ce? Ceea ce evreii făceau în acea vreme. Nu puteau, de aceea cei din afara legământului erau separați prin acel zid despărțitor, un zid de aproape un metru, pentru a-i ține pe cei aflați în afara legământului în afară. Aceștia trebuiau să urmeze întregul proces de convertire în iudaism, chiar și pentru a intra în templu. Cu aceasta se ocupa Cornelius în Faptele Apostolilor, capitolul 10. Efeseni 2:17. El a venit astfel să aducă vestea bună a păcii vouă celor ce erați departe și pace celor ce erau aproape. Amintește cineva unde a mai auzit versetul acesta? Vă sună cunoscut? Ce ziceți de Isaia 57, 18, 19? I-am văzut căile și totuși îl voi tămădui, îl voi călăuzi și îl voi mângâia pe el și pe cei ce plâng împreună cu el. 19. Voi pune lauda pe buze. Pace, pace celui de departe și celui de aproape, zice Domnul. Da, eu îl voi tămădui. Acest context sugerează că regatul din nord, cel care era departe și Iuda, s-au întors. Jehova are un plan pentru ambele regate. Înapoi la Efeseni, capitolul 2. Vom încheia destul de repede. 18. Căci prin el și unii și alții avem intrare la Tatăl într-o Duh. Prin ce? Împărăția Domnului, împărăția lui Jehova. Apropo, vă amintiți că ucenicii l-au întrebat: ai venit ca să restabilești împărăția? Despre ce vorbeau? Despre regatul din nord. Singurul mod în care evreii știau că îi vor înfrânge pe dușmanilor era ca regatul din nord să se întoarcă acasă. De ce? Pentru că aceștia din nord erau mult mai mulți decât cei din sud. 19. Așadar, voi nu mai sunteți nici străini, nici oaspeți ai casei sau cei care locuiesc în altă parte, vorbind despre regatul de nord care erau împrăștiați. Nu mai sunteți nici străini, nici oaspeți ai casei, ci sunteți împreună cetățeni cu sfinții oameni din casa lui Dumnezeu. Eu întotdeauna am crezut că eu eram acel străin păgân în afara legământului, dar nu. În contextul pe care tocmai l-am explicat, el se adresează în mod specific regatului din nord, oilor împrăștiate, ci erau în afara legământului, dar acum vi se permite să vă întoarceți înapoi la legământ. Și când vă voi spune, pentru aceia dintre voi care nu cunosc Tora, atunci când veți afla cauza adevărată, veți fi uimiți pentru cine a venit Yeshua în realitate. Pentru cine Mesia a venit? Yeshua spune următoarele. Ioan 10:16. Mai am și alte oi care nu sunt din statul acesta, vorbind despre casa lui Iuda, și pe acelea trebuie să le aduc. Ele vor asculta de glasul meu și va fi o turmă și un păstor. Și continuă în Ioan 11:51. Dar lucrul acesta nu l-a spus de la el, Caiafa, marele preot, ci fiindcă era mare preot în anul acela, a prorocit că Iisus avea să moară pentru națiune, casa lui Iuda. 52. Și nu numai pentru națiune, ci și ca să adune într-un singur trup pe copiii lui Dumnezeu cei risipiți. Misiunea, mesajul, scopul lui Mesia de la bun început, de la marele preot sub inspirarea Duhului Sfânt până la Yeshua, spune:
Matei 15:24. Drept răspuns, el a zis: eu nu sunt trimis decât la oile pierdute ale casei lui Israel. De aceea a venit. A venit pentru oile sale, oile sau cei care sunt împrăștiați. De ce a venit Mesia în realitate? Veți spune: Jim, chiar spui că Iisus doar a venit pentru... Știu că unii dintre voi se gândesc la asta chiar acum, așa că nici nu vă voi cere să ridicați mâna. Fiți atenți, vom parcurge și această parte împreună până imaginea s-a clarificat și vom încheia. Sunteți pregătiți pentru cea mai mare poveste de dragoste din toate timpurile umanității, care îl face pe Shakespeare să arate rău? Cea mai grozavă poveste de dragoste este aceasta. Înainte de toate, în Ieremia, capitolul 3, versetul 8, și cu toate că a văzut că m-am despărțit de necredincioasa Israel, din pricina tuturor precurviilor ei și i-am dat cartea ei de despărțire. Vă amintiți acea profeție despre care v-am vorbit lângă râul Iordanului? Dacă nu mă ascultați, vă voi împrăștia printre popoare. Dar înainte de a împrăștia, conform Ieremia, capitolul 3, versetul 8, el s-a săturat și a divorțat de ei. Acum puteți să spuneți ca și mine într-un timp, nu este mare lucru. Dau divorț, apoi se recăsătoresc, nu este mare lucru. Este o problemă destul de mare, destul de mare. De ce? Pentru că aceasta este o problemă foarte gravă. Se spune că până și îngerii își doreau să afle cum se rezolvă acest mister. Mister este cum poate Jehova să divorțeze de mireasa lui și apoi să-i ceară să se întoarcă. Din cauza acestui verset, Ieremia 3:1, el zice: când se desparte un bărbat de nevasta sa pe care o părăsește și ea ajunge nevasta altuia, se mai întoarce bărbatul acesta la ea? N-ar fi chiar și țara aceea spurcată? Și tu ai curvit cu mulți bovnici. Cu toate acestea te întorci iarăși la mine, zice Jehova. Acesta este momentul când Jehova spune: mă voi despărți de tine, dar te vei întoarce la mine și te voi primi înapoi. Te voi ierta. Este cea mai mare poveste de har din Vechiul Testament. Și toți îngerii încep: ia stai puțin, cine vrea să-i spună lui Jehova că nu poate face acest lucru din cauza versetului următor pe care l-a scris? Vedeți, Jehova a scris un verset în Tora care spune că dacă divorțezi de soția ta, iar ea se căsătorește cu un alt bărbat, nu poți niciodată să te recăsătorești cu ea niciodată. Așa că imaginați-vă șocul tuturor îngerilor din rai întrebându-se: cum este posibil să se întâmple așa ceva? Acesta este misterul și aceasta spune profetul, că ei așteaptă cu nerăbdare să afle cum va fi rezolvat acest mister, dar rabinul Pavel le-a pus pe toate cap la cap. Priviți aceasta! V-ați întrebat vreodată de ce în Romanii, capitolul 7, începe foarte ciudat? Romanii 7:1. Nu știți, fraților, căci vorbesc cu unor oameni care cunosc legea, ceea ce înseamnă: apropo, dacă nu știți Tora, nu aveți voie să citiți Romanii capitolul 7. Râdeți, dar asta este ceea ce spune. Ne vorbește doar celor care cunosc Tora. El spune: pentru că ceea ce urmează să vă spun, veți găsi doar în paginile Torei și dacă nu înțelegeți legea lui Dumnezeu, nu veți înțelege deloc ceea ce urmează să vă spun. Și el spune mai departe, Romanii 7:1, că legea are stăpânire asupra omului câtă vreme trăiește el. 2. Căci femeia măritată este legată prin lege de bărbatul ei, referindu-se la această lege din Levitic, câtă vreme trăiește el. Dar dacă îi moare bărbatul, este dezlegată de legea bărbatului ei, sau este liberă față de legea căsătoriei. În alte cuvinte, nu va fi numită adulteră. Să continuăm. 3. Dacă, deci, când îi trăiește bărbatul, ea se mărită după altul, se va chema prea curvă. Dar dacă îi moare bărbatul, este dezlegată de lege. Nu de întreaga lege, doar de acea lege a căsătoriei în particular. Așa că nu mai este prea curvă dacă se mărită după altul. 4. Tot astfel, ascultați ce a spus Pavel. Frații mei, cu cine vorbește? Vorbește cu poporul lui Israel. Știm asta din context, prin trupul lui Hristos. Și voi ați murit în ce privește legea, ca să fiți ai altuia. Este valabil doar pentru acea lege. Deja am definit-o. Ești moartă pentru acea lege. Nu se mai aplică pentru tine. Nu vei mai fi considerat adulteră. Poți să te căsătorești cu altcineva, adică acelui ce a înviat din morți. Totul vine cap la cap și aceasta ca să aducem roadă pentru Dumnezeu. Doamnelor și domnilor, mirele a murit pentru mireasa sa. Să-l aplaudăm. Îți mulțumim, Tată. Gândiți-vă la acesta un moment. El are o mireasă, cele 12 seminții împărțite în două. El are o problemă pentru că divorțează de mireasa lui. Îi împrăștie printre celelalte popoare. El a spus să fie lumină printre celelalte popoare, dar ei nu au vrut. Cele 12 seminții au încurcat totul și ajunseseră doar un club de întâlnire secret a sfinților. Ei nu erau o lumină pentru celelalte popoare, așa că el a trebuit să se gândească la un alt plan genial, pentru că este Dumnezeu. Atunci a spus: voi divorța de voi, vă voi împrăștia printre națiunile pământului și apoi veți fi salvați de Iesua. Nici măcar nu o să știți cine sunteți, dar veți fi capabili să
fiți lumina lumii oricum. La sfârșitul timpului vă voi chema numele. Mesia va învia din morți, eliberat de legea adulterului și vă va aduce acasă. Acesta este misterul rezolvat în Noul Testament. Aleluia! Aleluia! Așa că vă mai surprinde faptul că 100.000 de oameni în Efes au spus când a venit Pavel și a spus: oameni buni, am o veste minunată. Vă puteți întoarce în legământ pentru că Mesia a plătit pentru păcatele voastre, v-a eliberat de legea adulterului și tot ce trebuie să faceți este să-L urmați pe El. Și ei s-au întors cu miile, pentru că știau că erau în afara legământului. Acum, să vezi o mulțime de neamuri din afara legământului întorcându-se la legământ este ceva groaznic. Este o poveste în sine, pentru că noi am încurcat totul după aceea. Să vă spun o altă poveste imediat după aceasta, pentru că le-am cam încurcat. Dar Jehova are căile sale, căci El a început să ne purifice și să ne învețe despre ce este legământul la care ne-am întors. Despre aceasta este acest nou legământ. A auzit cineva de cina de căsătorie a mielului? Ar trebui să aibă un cu totul alt sens, un sens nou. Cina cea de taină. Aceasta este o cină de recăsătorire. Totul este despre o căsătorie, despre un soț și o soție. Dacă nu v-ați dat seama până acum, voi sunteți poporul lui Israel. Voi sunteți poporul lui Israel. Poate că ați venit aici gândindu-vă, știi, nu, eu sunt baptist, eu sunt luteran, eu sunt dintr-o grupare non-confesională care nici nu are o confesiune. Dar Biblia mea spune că sunteți evrei. Dacă ați reușit să-L cunoașteți pe Mesia, ați trecut din moarte la viață. Orice ați fi, sunteți creștini ebraici ca și mine, așa că obișnuiți-vă cu asta. Nu cumva spui, Jim, că singurii care pot fi salvați sunt descendenții celor 12 seminții a Israelului? Nu, în niciun caz. Cât își amintesc ce s-a întâmplat atunci când au părăsit Egiptul? O parte din egipteni au venit cu ei, cei inteligenți și deștepți, iar Moise a venit la Dumnezeu și a zis: Doamne, avem o problemă. Egiptenii aceștia ne urmează, dar ei nu sunt poporul Tău. Ce facem acum? Așa că Jehova a rezolvat problema. El a scris aceasta. Ascultați, Exodul 12:49. Aceeași lege va fi pentru băștinași ca și pentru străinul care va locui în mijlocul vostru. Dacă ei își vor circumcide inimile și își vor circumcide trupul și vor respecta pesahul meu și poruncile mele, ei vor fi un singur popor în mâna mea. Lăsați-i să vi se alăture. Și aceasta este prima altoire din Biblia dumneavoastră. Aproape că am terminat. Unul din cele mai uimitoare citate pe care le veți auzi vreodată, pe care eu l-am auzit vreodată, pregătiți-vă să-l ascultați dacă nu l-ați auzit deja, al profesorului C.A.L. Totten, 1851-1908, de la Universitatea Yale, a spus atunci când a descoperit ceea ce urmează să vă spun în această seară. De exemplu, nu voi putea fi niciodată destul de recunoscător a Totputernicului, pentru că în tinerețea mea el l-a folosit pe profesorul Wilson pentru a-mi arăta diferența dintre cele două case. Chiar înțelegerea acestei diferențe este cheia cu ajutorul căreia aproape toată Biblia poate fi înțeleasă și nu pot să nu afirm cu tărie că un om care nu a văzut încă faptul că casa lui Israel din Scripturi este total diferită de poporul evreu este încă în perioada de copilărie, la simplul alfabet în ce privește studiul biblic. De aceea, înțelesul celor 7 optimi din Biblie este ascuns înțelegerii sale, chiar și până în ziua de azi. Și nu știu despre voi, dar de acum înainte, când veți citi în Biblia dumneavoastră, precum o parte din voi vă veți întoarce acasă în seara aceasta și stând în camera dumneavoastră, e posibil să răsfoiți Scriptura, pentru că lucrurile vor fi cu mult mai clare și evidente acum. O să înceapă să sară ca mingile. Viața voastră se va schimba atunci când veți afla cine sunteți cu adevărat. Lăsați-mă să vă întreb, este oare vorba numai despre Israel, poporul ales? Este vorba numai despre cele 12 seminții? Ce ziceți de 12 seminții cu un rege? 12 apostoli cu un rege? 12 coșuri rămase se pline cu pâine. Iisus a spus în Matei 19:28. Ișua le-a răspuns: adevărat vă spun că atunci când va sta Fiul omului pe scaunul de domnie al mării sale, la înnoirea tuturor lucrurilor sau a casei lui Israel, voi care m-ați urmat veți ședea și voi pe 12 scaune de domnie și veți judeca pe cele 12 seminții ale lui Israel. Să continuăm. Ișua vindecă o fată care avea 12 ani. Este întâmplător? A început să predice în templu când avea 12 ani. El spune că sunt 12 ore de lumină în fiecare zi. Ioan 11:9. 12 luni pe an, în Apocalipsa 7:5, spune că erau 12.000 însemnați cu sigiliu sau protejați din fiecare seminție. 12 îngeri, 24 de bătrâni în jurul tronului, câte 2 din fiecare trib. 12 porți cu 12 perle fiecare, 12 constelații pe cer, un pom al vieții care face 12 fructe pentru fiecare din cele 12 luni ale anului. Oameni buni, este peste tot. Povestea celor 12 scoade, povestea lui Iosef, povestea lui Rut, Naomi, Boaz, toate despre cele două case ale lui Israel. Câte plăgi au fost?
fost trimise asupra Egiptului. V-ați prins, suntem atât de naivi. Vedeți, vă spun, ați frecventat biserica toată viața voastră, am văzut de toate, iar suntem atât de naivi. Îmi place, suntem niște oi. Știți că oile sunt cele mai încete animale de pământ? Conform tuturor cercetătorilor, ele nu l-au întâlnit niciodată pe câinele vecinilor mei. Dar oricum, sunt cei doi martori în Apocalipsa, corect? Cele două case, darea celor 10 porunci pe care table au fost scrise. 10 porunci pe două table de piatră. Nu credeți că ar fi putut să le pună pe toate pe o singură tablă? Putea să le pună pe un iPad dacă vroia. Sunt profeții, doamnelor și domnilor. De câte ori au fost iertați? Pilda fiului rătăcitor. Câți fii erau? Doi. Câți s-au rătăcit? Unul. Ce s-a întâmplat în final? Acesta s-a întors. Cei 10 leproși care au fost vindecați, cele două bucăți de lemn sau toiage din Ezechiel, capitolul 37, omul cel nou din Efeseni 2. Poți să studiezi Biblia ore întregi, trecând dintr-un capăt în altul și totul este despre Israel. Cel mai bun exemplu este acesta. Cheryl, poți veni pe scenă pentru un moment? Vreau ca voi să vedeți aceasta. Pentru că acesta este cel mai bun exemplu pe care îl veți vedea vreodată despre ceea ce spune Biblia. Aceasta este jumătatea mea mai bună. De fapt, ea este totul. Este soția mea, Cheryl. Stai în spatele meu. Aceasta este grădina Edenului, doamnelor și domnilor. Adam și Eva împreună. O singură casă. Așa ar fi trebuit să fie. V-ați gândit vreodată de ce a scos-o pe Eva din Adam? A scos-o pe Eva din Adam, profețind că odată în timp Israelul va fi împărțit în două națiuni, dar dacă vor fi din nou împreună și se vor alătura ca fiind un singur trup, ei vor deveni din nou o singură ființă. Doamnelor și domnilor, acesta este Israelul, chiar aici, în grădină. Este peste tot, îți mulțumesc, peste tot unde priviți. El vorbește despre casa lui Israel, peste tot unde o vedeți. Tot ce ne trebuie sunt ochi să vedem și urechi să auzim. Ridicați-vă în picioare, vă rog. Oameni buni, avem un Dumnezeu. Numele Lui este Hova. Un legământ. O lege. Un Mesia. Numele Lui este Eșua. Și avem un popor. Acesta sunteți voi. Numele vostru este Israel. Nu uitați asta, cine sunteți cu adevărat. Așa că spuneți împreună cu mine, o națiune, sub Dumnezeu, indivizibil, cu libertăți și dreptate pentru toți. Vă mulțumesc, doamnelor și domnilor. Înainte de a încheia acest film, aș vrea înainte de toate să vă mulțumesc pentru că v-ați făcut timp să priviți acest mesaj numit Criza de Identitate și sper că v-a impulsionat să doriți să învățați mai mult despre originile voastre ebraice. Acest mesaj a făcut în conjurul pământului și zeci de mii de oameni au privit acest film și feedback-ul pe care l-am primit la acest film m-a îndemnat să fac această ultimă parte cu răspunsuri la întrebări foarte importante pe care le au oamenii. Vreau să trecem doar prin câteva întrebări la care v-ați putea gândi și voi, ca să clarificăm câteva lucruri la finalul acestui film. Mai întâi, una dintre cele mai frecvente întrebări referitoare la acest film este: vrei să spui că linia mea genealogică trebuie să provină dintr-unul din cele 12 triburi ale lui Israel pentru a fi salvat? Înainte de toate, aș vrea să fiu foarte clar că nu este absolut deloc nevoie de aceasta. Este posibil să afli din ce seminție te tragi, din regatul din Nord, pentru că singurul care poate fi urmărit în timp cu mare greutate este tribul lui Iuda. Ceea ce trebuie să știți este că salvarea sau mântuirea nu are nimic de a face cu originea voastră genealogică, nu are nimic de a face cu faptul că sunteți un israelit nativ, prin moștenire sau nu sunteți israelit deloc. Noi toți suntem o rasă mixtă din întreaga lume. Iar când Pavel vorbește despre altoirea pe măslinul lui Israel, aceasta este o altoire spirituală, de a ne altoi pe noi la loc. Trebuie să înțelegeți de la început că nu vorbim doar despre linia genealogică, ci de o altoire spirituală și despre acțiunea de a deveni copii ai legământului. Acum, din punctul lui de vedere, el știe unde este locul fiecăruia și genealogia fiecăruia și aparent uneori în Apocalipsa, în timpul necazului cel mare, 12.000 din fiecare trib, vor începe să se evidențieze în acel timp istoric.
Așa că el știe istoria genealogică, doar noi nu o știm, așa că aceasta nu contează pentru noi la momentul actual. O altă întrebare care apare adesea este, ce se întâmplă cu teologia înlocuirii? Nu este aceasta teologia înlocuirii? Absolut nu. Din contră, este chiar opusul teologiei înlocuirii. Teologia înlocuirii pornește de la premisa că evreii erau poporul ales, iar acum biserica sau creștinii sunt poporul ales. Toată această premisă a fost desființată și sper că veți vedea aceasta prin acest film pe care l-ați vizionat, că Israelul este reprezentat de toate cele 12 seminții. Se poate face analogia cu o echipă de fotbal. Toată lumea este invitată să facă parte din echipă. Dar el alege capitanii echipei să meargă să-i recruteze pe ceilalți. Capitanii echipelor erau 12 lideri din cele 12 seminții ale lui Israel. Așa că Israelul este chemat să meargă și să-i recruteze pe ceilalți din lumea întreagă, să vină și să devină parte legământului. Așa că teologia înlocuirii nu are nimic de a face cu noi, cu înlocuirea poporului evreu, pentru că evreii sunt doar regatul din sud. Conform Romanii, capitolul 11, inimile lor au fost împietrite și ochii lor orbiți în ce privește Evanghelia, astfel încât restul efraimiților din regatul de nord, ceea ce noi numim celelalte popoare din afara legământului, multitudinea de neamuri sau melohagoim se vor întoarce la legământ. Așa că atunci când noi ne vom întoarce la legământ, orbirea care i-a fost dată lui Iuda va fi ridicată, iar ei vor fi geloși. Ceea ce mă conduce la următoarea întrebare. Ce voi face de acum știind că sunt de origine ebraică? Când începi să-ți dai seama de ce ai în inima ta acest sentiment puternic pentru Israel și poporul evreu, pentru că tu ești fratele din nord, sunteți frați. Deci ce vei face de acum știind că ești evreu? Cuvântul evreu înseamnă trecut dincolo. Poate pentru unii dintre voi, aceasta va fi acea licărire care vă va arăta de ce aveți aceste sentimente după ce ați vizionat acest film. Când ajungem la această idee, ce facem acum? Oamenii mereu mă întreabă, cum se potrivește asta în viața mea și ce însemnătate are pentru mine? Dacă noi suntem Israel, prieteni, dacă noi suntem Israel, atunci suntem supuși legământului făgăduinței, așa cum spune Pavel, și noi suntem acel om nou care apare în Efeseni, capitolul 2, ceea ce înseamnă că avem o responsabilitate acum, când știm cine suntem. Avem o misiune și o chemare să-L servim pe Dumnezeul viu al lui Avraam, Iosif și Iacov din toată inima, mintea, sufletul și puterea noastră și să împlinim astfel voia sa. Așa că v-aș încuraja pe fiecare dintre voi să înceapă să învețe legământul. Ce este acest legământ pe care înaintașii noștri l-au urmat, care se numește Tora și cum funcționează? Este el relevant în zilele noastre? Cum putem noi, ca și credincioși în Iisus, Yeshua, Mesia, să trezim gelozia poporului evreu? Cu siguranță nu o putem face când de fiecare dată ieșim și încălcăm șabatul mâncând sandvișuri mari, grase și zemoase cu șuncă și profanând tot ceea ce ei știu că spune Biblia că este sfânt. Mă voi despărți de dumneavoastră lăsându-vă cu acest gând și aceasta a fost o conversație destul de profundă. În trecut am avut un avocat evreu în San Luis, care era unul dintre cei mai buni apărători ai iudaismului din San Luis. El mergea pe la mai multe sinagogi și îi învăța cum să-i combată pe creștini, folosind în scopul acesta propriul lor Noul Testament și dovedindu-le că Iisus nu este Mesia. În acea conversație am început să explic ceea ce cred cu adevărat. El a fost uimit de ceea ce a auzit. El nu mai auzise niciodată pe cineva care credea în Iisus, care să țină sărbătorile sfinte din Scriptură, sabatul, care a înțeles legile dietare biblice și crede că Iisus a ținut legea sau Tora. Așa că în acea conversație, el mi-a spus, Jim, o să-ți spun un secret. O să-ți spun de ce poporul evreu nu a crezut în Iisus, Mesia al tău. Și în acel moment am început să lipesc telefonul foarte strâns de ureche pentru că abia așteptam să aud răspunsul acesta. De ce poporul evreu nu crede în Isus? Care este secretul? Pare atât de limpede pentru noi ceilalți că El este Mesia. Și el mi-a spus, Jim, asta este pentru că noi citim doar prima parte a cărții. Voi citiți ultima parte a cărții, dar prima parte a cărții ne spune că Mesia este Tora, că Mesia va veni să ne învețe cum să urmăm poruncile lui Dumnezeu.
Iisus al vostru, așa cum credeți voi, a venit să șteargă toate poruncile din acel manual de instrucțiuni. Și fapta aceasta, în mod implicit și de la bun început, îl descalifică ca fiind Mesia. În timp ce ochii mei se umpleau cu lacrimi, am început să-mi dau seama de profunzimea lucrurilor pe care începem să le înțelegem aici. În acest concept de criză de identitate, este vorba de faptul că Jehova începe să-i cheme pe cei din regatul din nord înapoi acasă, din toate cele patru colțuri ale lumii. Vom începe să înțelegem cu adevărat legământul și vom începe să vedem binecuvântarea din păstrarea sărbătorilor sfinte din Biblie, respectarea sabatului și când începem să facem lucrurile menționate în Biblie în mod biblic, de această dată prin Duhul lui Iisus, prin puterea Ruahului sau Duhului Sfânt. Atunci poporul evreu va vedea că toți acești oameni care cred în Iisus, Yeshua, împlinesc lucrurile scrise în Biblie într-un mod biblic, pe care ei le consideră doar ale lor, dar noi suntem frații lor și ele sunt și ale noastre. Și când vor vedea acest lucru și vor vedea puterea și minunile care se întâmplă prin acestea, vor fi geloși și atunci se va crea un dialog. Așa că, după cum am spus în mesaj, poporul lui Israel va fi salvat. Vă voi lăsa cu acest pasaj din Scriptură, Romanii, capitolul 8, versetele 6 la 9, și aș vrea să vă încurajez să-l citiți singuri. Unul dintre cele mai puternice versete din Scriptură pe care le-am întâlnit în Noul Testament, care vorbește despre inima omului și dacă trebuie să trăim pentru corp sau pentru spirit. Romanii 8 cu 6, 8. Acesta spune, și umblarea după lucrurile firii pământești este moarte, pe când umblarea după lucrurile Duhului este viață și pace. 7. Fiindcă umblarea după lucrurile firii pământești este vrășmășie împotriva lui Dumnezeu, și apoi explică ce înseamnă firea pământească sau natura păcătoasă, căci ea nu se supune legii lui Dumnezeu, Tora, și nici nu poate să se supună. Opt. Deci cei ce sunt pământești nu pot să placă lui Dumnezeu. 9. Voi însă nu mai sunteți pământești, ci duhovnicești, dacă Duhul lui Dumnezeu locuiește în adevăr în voi. Dacă n-are cineva Duhul lui Mesia, nu este al lui. Deci în acest pasaj se spune că viața doar după cerințele firii pământești nu urmează instrucțiunile Torei lui Dumnezeu. A trăi conform Duhului Sfânt înseamnă a păstra Tora prin Duhul Sfânt al lui Yeshua și aceasta este diferența, prieteni, care schimbă vechiul legământ în cel nou. Acum avem un mare preot nou și acum putem face ceea ce Tatăl ne-a spus să facem pentru că avem Duhul Dumnezeului Celui Viu în interiorul nostru și legea sa este scrisă în inimile noastre. Ne vom dori să-i facem pe plac, păzind poruncile, după cum se spune în 1 Ioan, capitolul 5. Vă voi lăsa cu aceasta, vă încurajez să priviți acest film din nou, să studiați detaliat contextul și Scriptura, nu credeți nimic din ceea ce vă spun. O veți vedea singuri în propria voastră Biblie. În final, unii oameni mă întreabă ce le recomand să privească după acest film. V-aș recomanda Pledoarie pentru legământ, în care trec prin fiecare scriptură din Biblie care vorbește despre a doua sosire a lui Mesia și legea sa. De asemenea, Marele Audit al Bisericii este un film foarte puternic pe care îl avem, o cercetare foarte detaliată de 6 ore, verset cu verset. Pentru cei dintre voi care studiază Biblia, vă dă ocazia să treceți prin tot ceea ce privește legea lui Dumnezeu și Pavel, precum și toate versetele sale greșit înțelese. De asemenea, am parcurs fiecare verset din Galateni și Romani și multe alte materiale, dar pentru început, acestea vă vor fi de folos pentru aceia dintre voi care studiați Biblia. Vă mulțumesc din nou pentru că v-ați alăturat nouă cu misiunea Pasiune pentru Adevăr. Eu sunt Jim Staley. Shalom!